Reprezentantul instituției Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Ploiești, va fi prezent în municipiul Buzău pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Buzău și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău. Potrivit unui anunț al Primăriei Buzău, cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. Pentru operativitate, reprezentanții municipalității le recomandă celor interesați ca la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative în copie. Instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Astfel se pot adresa Avocatului Poporului persoanele care se simt nedreptățite de faptele unui funcționar public din cadrul autorităților centrale ori locale. Pentru primirea în audiență nu este necesară programarea. Activitatea va avea loc joi, 18 iulie 2024, între orele 10 și 14.